Incidența în București a atins un nou record, 16,42 la mie. Ca să înțelegi amploarea cazurilor noi, îți amintesc că în urmă cu o lună, pe 18 septembrie, rata de infectare în București era de 2,33 la mie. Până acum au fost descărcate 591 de milioane de certificate digitale COVID în toată lumea. 43 de țări din lume sunt în acest moment conectate la sistemul care generează aceste certificate și numărul lor e așteptat să crească. Valneva anunță, după faza a treia de testare a vaccinului, că răspunsul imun pe care îl provoacă este mai puternic decât cel obținut după vaccinarea cu AstraZeneca, iar efectele adverse sunt semnificativ mai puține. Pandemia duce într-o stare critică învățământul din țara noastră. România se află printre țările cu cea mai mare rată de abandon școlar din Uniunea Europeană, 15,6% potrivit Eurostat.